Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, începem Adventul și odată cu el un nou an liturgic. Adventul, de la latinescul Adventus, care înseamnă venire, sosire, este în biserica noastră romano-catolică un timp liturgic de circa 4 săptămâni care are menirea să ne pregătească pentru solemnitatea nașterii Domnului, Crăciunul. În acest timp suntem chemați să ne înălțăm privirea spre cer și să ne deschidem larg inimile pentru a-L vedea și pentru a-L primi pe Hristos care vine la noi. Adventul este prin excelență un timp al speranței, deoarece ne alimentează convingerea că nu suntem singuri. Creștinul nu este niciodată singur. Dumnezeu însuși, stăpânul vieții și al istoriei, vine la noi și rămâne cu noi și ne însoțește mereu cu darurile sale. Nu suntem singuri niciodată. Cât de mult avem nevoie de această consolare a prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre, mai ales în această perioadă de convalescență, perioadă marcată de instabilitate, de frică, de dificultăți medicale, economice, afective, relaționale. Iată de ce am dorit ca noul an liturgic pe care îl începem duminică să fie pus sub semnul speranței creștine. Și l-am intitulat Împreună pe calea speranței. Acesta este titlul unei ample scrisori pastorale prin care, ca păstor al diecezei de Iași, am dorit să-mi arăt apropierea și solidaritatea față de preoții, persoanele consacrate și întregul popor creștin încredințat păstoririi mele. Îmi doresc mult și mă rog bunului Dumnezeu ca flacăra speranței creștine să nu se stingă niciodată în inimile noastre, ci să rămână mereu aprinsă și să ne călăuzească în mijlocul tuturor necazurilor și a dificultăților vieții. Dar pentru ca flacăra speranței să nu se stingă, este important să mergem împreună, așa cum ne-a invitat Sfântul Părinte, Papa Francisc, să mergem împreună pe drumul iubirii, al comuniunii, al fraternității, al solidarității. Un drum care să izvorască din întâlnirea noastră cu Hristos. Un drum care să fie alimentat și susținut de Euharistie și să ne transforme în misionari ai speranței creștine, și asta în diferitele noastre sfere de viață și de activitate. Am avut anul Sfintei Liturghii. La sfârșitul fiecărei Sfinte Liturghii, preotul ne spune: liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Atenție, nu ne spune mergeți la culcare, mergeți în concediu, relaxați-vă, nu. Ce vrea să ne spună preotul: mergeți și trăiți liturghia, mergeți și puneți în practică iubirea, comuniunea, fraternitatea, solidaritatea pe care le-ați trăit, le-ați experimentat în timpul Sfintei Liturghii. Fiți mesageri ai speranței, dăruiți-vă altora speranța. Este important ca parohiile noastre, am subliniat în scrisoarea pastorală, să devină cu adevărat mici și umile laboratoare de credință și de speranță. Laboratoare în care experiența comuniunii și prietenia cu Iisus să fie îmbinate cu atenția față de cei din jurul nostru,
care se găsesc în nevoi, în lipsuri, în boală, în singurătate, în sărăcie. În acest timp al Adventului, vă propun două lucruri. Primul, să intensificăm rugăciunea. Rugăciunea este primul loc de însușire a speranței. Papa Benedict al XVI-lea spunea că cel care se roagă nu este niciodată singur, deoarece chiar dacă nu ne mai ascultă nimeni, Dumnezeu ne ascultă întotdeauna. Chiar dacă nu mai putem vorbi cu nimeni, chiar dacă nu mai putem invoca pe nimeni, lui Dumnezeu putem să-i vorbim mereu. El ne ascultă. Rugăciunea, așadar. Și al doilea lucru, să ne implicăm activ pentru binele semenilor noștri. Să promovăm o cultură a comuniunii și a solidarității, o cultură a ochilor deschiși și a mâinilor suflecate, o cultură a iubirii și a speranței. Acest lucru îl putem face prin gesturi concrete de iubire în favoarea celor defavorizați și deznădăjduiți. Sfânta Fecioară Maria, Maica Speranței, să ne fie alături și să ne ocrotească cu iubirea sa maternă pentru a putea merge împreună pe calea speranței. Vă doresc tuturor un advent binecuvântat!